În acest weekend, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionică Negru a participat la cea mai longevivă sărbătoare din clisura Dunării. Este vorba despre Festivalul Satelor Dunărene, organizat în comuna Jvinița. Festivalul Satelor Dunărene este la cea de-a 42-a ediție, iar cu ajutorul primarului Nicolae Curici, acest eveniment menține vii tradițiile comunei Jvinița în sufletul localnicilor. Consiliul Județean Mehedinți a fost partener al evenimentului prin Centrul Cultural Nichita Stănescu, prezent fiind la această sărbătoare și vicepreședintele Ionică Negru. Festivalul Satelor Dunărene, organizat în comuna Jvinița, a arătat dorința oamenilor de a reveni la normalitate, de a se bucura de cultura, tradițiile și pasiunile pe care le au. Au fost competiții de mini-fotbal, șah și tenis de masă, dar și un program folcloric de care s-au bucurat toți participanții.